Dragii noștri telespectatori și prieteni, dorim să aducem în casele voastre în această seară optimismul, voia bună și tinerețea, împreună, desigur, cu salutul nostru de bună seara. Vă propunem câteva minute interesante alături de noi la o nouă provocare a emisiunilor din ciclul de la liceu la universitate. În această seară avem ca invitat în dezbaterea emisiunii noastre, care este una mai specială, deoarece considerăm că și promovarea activităților extracurriculare care, de care se ocupă atât oficiul pentru admiterea UMFST, cât și universitatea noastră în obiectivele pe care le are de promovare, respectiv de restartare a admiterii, dorim să aducem în această seară, în emisiunea noastră, să realizăm și să subliniem aceste obiective alături de invitata mea specială domnișoara studentă, președinta Ligii Studenților din Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, George Emil Palade, Cristina Ioana Hidoș, anul 4, Medicină Generală. Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o bucurie pentru mine să mă aflu aici încă o dată și abia aștept să continuăm emisiunea. Am precizat anterior că această emisiune va fi o emisiune specială, deoarece promovarea ofertei educaționale a universității noastre constă nu numai în promovarea programelor respectiv a specializărilor ce sunt ofertate viitorilor candidați, precum și. Uh, unul din obiectivele oficiului pentru admitere este acela de a promova universitatea și prin activitățile extracurriculare, care au rolul de a crește adresabilitatea candidaților pre, spre universitatea noastră. Așadar, această emisiune. Tocmai aceste lucruri își propune prin dialogul ce urmează să îl deschidem în curând și pe care îl voi avea, desigur, așa cum menționam, împreună cu invitata mea, domnișoara studentă Cristina Hidoș. Avem deja o tradiție în anumite activități extracurriculare pe care știm că le desfășurați voi Liga Studenților în universitatea noastră și știind aceste, având aceste informații, de asemenea știind că nu de mult a avut loc un congres, aș dori și aș avea de fapt prima curiozitate să ne dai primele informații generale și primele, uh, primele uh, detalii legate de Congres. Și anume, uh, care este numele Congresului și perioada pe, uh, în care a avut loc și s-a desfășurat această activitate deosebită a voastră, a studenților noștri. Um... În perioada 4-8 mai, adică săptămâna trecută, s-a desfășurat Congresul nostru, Congresul Național cu participare internațională pentru studenți, tineri, medici și farmaciști, Marisiensis. Este, deși numele conține doar aceste trei linii, Congresul este deschis tuturor studenților de la toate specializările, pentru că anul trecut, am început să introducem încet și partea de inginerie și drept și anul acesta am avut chiar o premieră și am introdus uh, și specializarea de științe și litere. Uh, dar uh, mai exact, grupul Țintă care vizează acest congres, dacă pot să ne precizez? Uh, ca și grup Țintă sunt uh, cu toți studenții, atât ai universității noastre, cât și universități la nivel național sau chiar internațional. De asemenea, încurajăm și medicii să vină la congres, oferindu-le puncte de educație medicală continuă. Care ar fi obiectivele congresului? Ce vă propuneți voi de fapt în, ca obiective în, în acest congres? Noi sperăm ca în fiecare an să putem să le îmbogățim um, cunoștințele științifice pe diferite teme, să facem um, cursuri și workshopuri, um, să fie cumva interdisciplinare pentru a afla mult mai multe uh, lucruri și avea o uh, paletă de activitate mult mai uh, răsfirată. Ai putea să ne spui, în acest an, ca și participanți internaționali, ați, ați avut și din ce țări au fost prezenți? Ca și lectori internaționali, am avut profesori din Oman, din Portugalia, Bulgaria. Lista continuă. Și, de asemenea, numărul de participanți ca studenți a fost undeva la 1031 de Mie, participanți. Da. Tocmai eu doream să, să te întreb dacă ai uh, o cifră vis-a-vis da, -vis de numărul total de participanți. Deci aceștia au participat, dacă eu am înțeles bine, ace, uh, ace, toți acești uh, studenți sau nu numai studenți? Nu, nu numai studenți. Nu numai studenți. Și, uh, medici, da. și medici și uh, medici au participat la uh, secțiuni, au participat pe secțiuni la toate cele șapte facultăți, făcând da. parte din toate cele șapte facultăți ale universității noastre. Da, avem secțiune de medicină generală, de medicină militară, de medicină dentară, tehnică dentară și de farmacie și de asemenea secțiune de drept, de științe și litere și de inginerie. Și ca și evaluatori sau uh, 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 participanți ai uh, organizării și am programului, ați fost implicați doar voi studenții sau uh, ați avut nevoie și de cadre didactice? Da. Uh, ca și parte de organizare, uh, am fost implicați uh, coordonatori și membrii ai ligii, de asemenea, am fost foarte Bine susținuți de către universitate, de către cadrele didactice, de către domnul rector. Am fost încurajați să activăm în îmbunătățirea Congresului și, de asemenea, cu ajutorul dânșilor, am putut oferi studenților posibilitatea de a-și prezenta lucrările de licență sau lucrările de prezentări de caz pe care le fac în timpul anului în fața unei comisii, urmând ca aceștia să fie jurizați și premiați în cadrul festivității de închidere. Evident, de către cadrele didactice. Da. Acele comisii nu au fost alcătuite de cadre didactice da. ale universității noastre. Da. Uh, sigur că vizibilitatea și uh, transparența contează foarte mult în orice eveniment. Uh, cum ați reușit în voi, totuși având anterior o perioadă destul de grea și uh, mai dificil de a comunica, probabil, datorită pandemiei? Cum ați reușit să, să îl revigorați după acea perioadă uh, ne. La activității noastre față în față? Uh, tocmai din motivul pentru care uh, am avut o perioadă mai grea uh, în anii precedenți a fost uh, chiar motivul pentru care toată lumea a fost foarte entuziasmată să uh, afle că mari s-a întors la normal. Și uh, au fost foarte încântați să vină să participe la cursuri fizic, la workshop-uri, să vină la programe, programele sociale. Pentru că uh, spuneai că au fost încântați, și aici îmi permit să completez și uh, cred că vei fi de acord cu completarea mea, deoarece acest congres este deja unul care are o tradiție. Da. O tradiție atât pe plan local, intern al țării noastre, dar și, cum spuneai tu, nu internațional. Și, cu siguranță, cei care îl cunosc erau doritori de a se reîntoarce în activitățile și în sesiunile acestui congres. Da. Dar, comparativ, dacă cunoști că probabil erai într-un an mai. De început a activității tale studențești, dar totuși, întreb, dacă cunoști față de ultimul congres pe care îl știi tu, ca participare internațională s-a îmbunătățit și chiar ca număr de participanți? Um, dacă ai vreo, vreo comparație? Știu că s-a îmbunătățit, nu știu exact numărul, dar um, având. Uh, o experiență de a participa în mobilități în diferite țări, noi acolo ne facem prieteni, iar ei în momentul în care aud de Congresul Marisin, sunt foarte încântați să vină la noi, să vadă cum este, să mergem noi la congresele lor. E un parteneriat inter, interdisciplinar da, și de specialitate. Și, da, și de specialitate. Dar cum ți se pare, cum spuneai tu anterior, ați introdus din acest an și specializări și respectiv facultăți, nu? Noi ale universității noastre care până în acest an nu făceau parte integrată cu activitățile și cu participarea studenților nu de la el. Această intrare, introducere a acestor facultăți cu sigur specificul lor cum considerați, cum consideri tu a îmbunătățit, a adus un plus valoare congresului? Categoric. Ce feedback ai? Categoric, pentru că introducând alte specializări, Um, astfel și ceilalți studenți se pot bucura de uh, participarea la Mari Sciences. Le li se potrivește mult mai mult și le, li se pliază cursurile și workshopurile și ei sunt interesați să-și prezinte lucrările, să, facă, să participe la concursul de eseuri. Deci a fost uh, și din partea lor un da. răspuns pozitiv. pozitiv. Uh, unde, unde ați desfășurat toate sesiunile de lucru? Cum v-ați organizat? Ca spații, ca și uh, ateliere, laboratoare? Um, ca spații am utilizat. Tot ce se poate. <laughs> Am utilizat toate clădirile de la clădirea principală la farmacie, medicină dentară, clădirea de la CCMF, clădirea de pe Nicolae Iorga și cea din Livezen de la drept. De asemenea, sălile de demonstrații din spital de, de pe clinici. S-au utilizat foarte multe. Spații. Și ați fost evident susținuți în aceste da. demersuri și ați avut deschiderea și uh, înțelegerea nu necesară pentru a putea să vă derulați activitățile conform programului pe care voi sigur l-ați avut conceput înaintea începerii congresului. Participanții străini, participanții studenții străini universității noastre, ai vreun feedback? Cum s-au simțit? Care sunt uh, răspunsurile pe care le-ai uh, primit ulterior din partea lor? Uh, Feedback-ul auzit a fost unul pozitiv. Uh, am fost foarte încântată de părerile pe care le-au avut. Um, ne-au dat mici uh, sugestii aici pe colo pentru a putea îmbunătăți și ne a ne dezvolta, însă, per total, uh, toți studenții au fost foarte încântați. Cu cine ați reușit să, să puteți ține și să desfășurați congresul din prima zi până în ultima zi cu succes? Și aici mă gândesc la eventual parteneri pe care bănuiesc că i-ați avut. Na. Uh, printre parteneri și le mulțumim foarte mult universității că ne-a ajutat uh, de asemenea am avut uh, parteneri care ne-au ajutat de-a lungul congresului să ne desfășurăm atât cu necesarul de materiale biologice uh, materiale uh, medicale utilizate la workshop-uri cât și prin uh, realizarea de workshop-uri și de cursuri. Da. Și așa cum din nou uh, di, dintr-o sursă uh, veridică știu că ați încheiat congresul cu o gală frumoasă care te rog să ne dai și despre acest moment câteva amănunte să facem emisiunea cu picanteriile ei Um, da. În cadrul congresului este o tradiție de a se ține o gală. Gala s-a ținut la gallery. Um, au fost DJ, a fost mese aranjate, toată lumea a fost îmbrăcată frumos, a fost o gală tematică uh, și ne bucurăm foarte mult că după atâta timp am reușit să organizăm această gală și să o readucem la viață. Viață. A fost prima, nu? După pandemie. Da. da. Care au fost rezultatele? Ce, ce le-au obținut studenții și participanții și pe care le considerați voi respectiv la finalul congresului, că ar fi cele mai semnificative, importante? Dacă um, ai uh, ceva uh, deja uh, finalizat în acest sens? Um, eu consider că, în urma participării, um, toți studenții au plecat acasă cu un bagaj informațional mult mai mare. Um, de asemenea, participanții activi care au dorit să-și prezinte lucrările um, au fost. Um, cele mai bune uh, lucrări au fost premiate, și de asemenea îi uh, ajută foarte mult această participare activă pentru uh, mobilitățile Erasmus. Da, tocmai uh, mi-ai uh, anticipat o întrebare. Vroiam să întreb care sunt beneficiile? Studenților care participă la acest congres, sigur că aici mă gândesc evident la în primul rând studenții universității noastre. Um, pe grila de punctaj, atât de la mobilitățile uh, Erasmus, cât și la transmed, și mobilitățile de scopescore pe care ne le organizăm noi, uh, apar um, și este încadrată. Uh, Redactarea lucrărilor științifice și prezentarea acestora la congrese, și ulterior publicarea acestora în cărțile uh, Congresului respectiv. Deci, asta este un foarte mare plus pentru studenți să se implice, să încerce să scrie lucrări și să le prezinte. Da? Pentru că sigur că ele participând an de an la acest congres, la altele, de scriind anumite articole, lucrări, publicând, se adună în curiculum vite la, al fiecăruia și acel curiculum vite evident va fi din ce în ce mai bogat dacă activitatea studentului uh, se desfășoară și uh, are loc în acest sens. Deci vreau să, să facem o mică concluzie vis-a-vis -vis de Congres, și anume să punctăm, din punctul meu de vedere, niște idei esențiale. Și anume, la acest Congres pot să participe, din cadrul Universității noastre, care studenți? Toți. Toți studenții. Da. Și începând, din ce an? Dincepând cu anul 1. Deci este. O deschidere largă nu. în care participarea este. Adică să fii uh, participant, depinde numai de dorința fiecăruia în parte, de a uh, se înscrie. Nu? Și exact, da, care este procedura de, de a participa, cum um. se ajunge să fii participant? Se intră pe site-ul Marisiences, faci cont, îl plătești, îți alegi dacă vrei să fii participant activ sau pasiv și îți plătești taxa de participare. Iar după aceea uh, ulterior în apropierea deadline-ului de încărcare de abstracte trebuie să ți încarci abstractul dacă ești participant activ iar dacă ești pasiv în uh, ambele categorii de participanți trebuie să își aleagă uh, workshopurile și cursurile la care vor să participe cu o săptămână înainte de congres se dă drumul la înscrierea aceea Deci participantul pasiv... Este studentul care participă la workshopuri. Da, și la cursuri. Participantul pasiv este cel care nu are lucrare. Care nu are lucrare să o prezinte în da. plenul sesiunilor. Da, da, am înțeles. Dar aceste cursuri și workshopuri le stabiliți voi în program, adică la, făcând un sondaj printre studenți, ce doresc, care sunt temele de interes, de actualitate sau cum ajunge să finalizați, ce workshop-uri sau ai zis chiar cursuri. Da, noi obișnuim să întrebăm studenții de ce ar prefera să vadă sau de ce ar fi interesați Um, și mai mult de atât îi întrebăm ce lectori ar dori să aibă în cadrul congresului discutând cu lectorii respectivi stabilim dacă au ei preferință de zi sau de oră, dacă nu o facem noi programul în așa fel încât să se potrivească um, cu fiecare etapă a congresului Da, eu mai am o curiozitate, sunt convinsă că o să mă lămurești care este deosebirea esențială da, între workshop și ai zis, cursuri? Pentru că eu când mă gândesc și aud curs, pur și simplu mă gândesc că este așa cum eu țin cursul studenților, un, în cadrul Congresului o anumită temă, nu, vine un lector Bine. și ține acel curs. Da. Cursurile se țin, de obicei, cu un număr mai mare de persoane, este un curs interactiv pe o tematică anume, iar workshopurile este desfășurat cu un număr restrâns de participanți. Unele dintre ele sunt interactive și se bazează mai mult pe parte de Um, relaționare, iar altele, altele um, sunt chiar workshop puri hands-on. Da. Uh, și totuși ca voi să știți și să aveți uh, cât de cât o aproximare a numărului și a participanților, și la acestea nu, studenții se, se înscriu și își exprimă nu? Da. Uh, opțiunea de la bun început. Da. Din momentul înscrierii la congres. În momentul sau... înscrierii, ei doar își fac cont și plătesc taxa respectivă. Um, noi um, oprim înscrierile cu câteva săptămâni înainte de începerea Congresului pentru a vedea exact um, necesarul de workshop-uri și de cursuri și cu cât ar mai trebui să suplimentăm în funcție de numărul de persoane. Um, iar ulterior. Um, este un interval de timp în care ei își vor alege exact unde vor să participe la ce. După care voi faceți da, programul. după care noi facem centralizarea. Congrase. Da, noi afișăm programul, ei își aleg exact unde vor să participe și după care noi facem centralizarea, le trimite mail cum că au fost acceptați la workshop-ul sau cursul respectiv și să se prezinte în ziua cu tare și ora Da. Și așa cum știm cu toții că nimic nu se poate realiza fără bani, voi, pe partea financiară, cum, cum v-ați descurcat? Cum ați reușit să vă descurcați? Um, am avut uh, sprijin atât din partea partenerilor noștri, cât și um, din taxele de participare. Uh, încercăm să ținem uh, bugetul restrâns, să nu facem cheltuieli foarte mari. Și? și să cheltuim chiar necesar. Da, Ce, și necesar. să vă faceți programul da. în funcție de buget. Da. Ca să nu ajungeți cu datorii. Da, da uh, mulțumesc, Cristina. Informațiile tale cu siguranță că au uh, avut un rol important pentru cei care ne urmăresc în acest moment. Pentru că, așa cum spuneam, și aceste activități extracurriculare au un rol deosebit în pregătirea, în formarea voastră ca și viitori adulți ai societății noastre. Uh, și am considerat că nu este sau este chiar foarte potrivit acest moment care este uh, după Congresul pe care voi l-ați finalizat. Pentru a veni și cu o altă ofertă viitorilor noștri candidați, da. viitorilor noștri absolvenți, care ei, cu siguranță și tu cunoști și știi, cunosc oferta educațională, ceea ce înseamnă specializările facultățile noastre, dar această parte a activităților extracurriculare. De fapt, completează viața unui student. Nu. Și te-aș ruga dacă ai putea să, să ne punctezi, și să punctezi, de fapt, tuturor celor care ne urmăresc în finalul dialogului nostru câteva aspecte și câteva puncte tari, să spun așa, legate de partea extracurriculară, de partea vieții de student, în afara programului obligatoriu și de bază a specializării pe care fiecare din studenți, din, din candidați și, și o aleg. Te rog. Um. Um. Activitățile extracurriculare sunt uh, o bucurie pentru toți studenții care le practică, pentru că pot uh, cunoaște oameni noi, se pot integra mult mai bine în cadrul universității printre colegi, uh, au activități recreaționale uh, și științifice și îi încurajez pe toți să își găsească o oarecare um, nișă înspre care să meargă, iar dacă ei încă nu sunt decizi și nu știu exact, să vină la ligă și să vadă din fiecare domeniu câte puțin. Deci liga voastră îi sprijină, îi ajută pe studenți ca să aibă parte și de da. o viață extrașcolară. Da. Sigur. Da? Dar care și această viață extrașcolară, aceste activități care, voi, care se derulează prin ligă, sunt tot activități instructive până la urmă, nu? activități care au rolul și scopul de a dezvolta tânărul, de a-l duce. Pe o, un nivel superior în gândire și în viață, până la urmă, nu? Uh -huh. și de a uh, fi parte integrantă în viața lui, viața de student. Deci, dacă ar fi să uh, recomand și să, uh, să transmiți un mesaj viitorilor absolvenți ai învățământului preuniversitar care în curând vor avea în față bacaloriatul, nu? pragul și etapa care trebuie să o treacă cu succes și să, ca pentru ca să ajungă student. Care ar fi acest mesaj? Um, îi încurajez pe toți să își folosească timpul liber în scopuri proprii, să, încearcă, să încerce să îl dezvolte și. Să nu fie speriați de facultate. Chiar dacă programul este încărcat, întotdeauna ai timp pentru tine, ai timp să îți faci activități extracurriculare și îi încurajez să vină la simulare. Așa. Îi va ajuta foarte mult. Așa. Și să, să vină, de fapt, să se să, să decidă da. ca să ajungă studenți, ai universității noastre. da, da? Eu, aceasta este mesajul meu de final pentru toți cei care ne privesc și prietenii noștri care deja îi considerăm de ai casei, pentru că sunt convinsă că avem un astfel de grup țintă care ne este loial și care ne urmărește cu interes emisiune de emisiune, pentru că dialogurile noastre. Sunt dintre cele, doresc cel puțin a fi dintre cele mai complete pentru a lămuri ceea ce înseamnă admiterea, procesul de admitere, oferta educațională activitățile extracurriculare pe care Universitatea noastră, prin Liga Studenților, prin alte organizații studențești care există la nivelul Universității noastre, să vină în completarea acelei oferte educaționale și să-i facă pe tineri, pe viitorii absolvenți să se decidă și să-și dorească să fie studenți ai universității noastre. Pentru că noi suntem o universitate care chiar ne pasă de educația voastră, chiar ne pasă de viitorul tinerilor noștri copii și care ne punem în slujba voastră cu tot ceea ce știm, putem și, să și facem. Facem absolut uh, tot ce este uh, posibil omenesc pentru a vă crea condițiile uh, cele mai bune, pentru a fi studenți a, unii, a unei une universități de renume nu numai național, ci european și, în acest moment, chiar și internațional, de care să fiți mândri în momentul în care ați absolvit-o și uh, aveți o diplomă de licență a acestei universități, adică a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. Uh, doresc să vă reamintesc că încă, încă suntem în perioada de preadmitere, procesul de preadmitere având loc până la data de 31 mai pentru licență și 24 mai pentru programele de master și vă invităm să accesați pagina oficiului pentru admitere unde aveți absolut toate informațiile necesare pentru a putea deveni de acum studenți ai universității noastre. Noi toți cadre didactice, colegi studenți, vă așteptăm cu drag să ne pășiți pragul în toamnă, să deveniți membrii activi ai uh, universității noastre, să faceți parte din această instituție de renume internațional, pe care o cinstim și o reprezentăm cu drag. În a, înainte de a încheia emisiunea din această seară, vă rog să îmi permiteți să vă adresez o seară liniștită, frumoasă, în continuare, alături de cei dragi vouă, dar înainte de a vă spune bună seara și de a mulțumi din nou invitatei mele, Cristina Hidoș, pentru participarea la această emisiune, să nu uităm motoul UMFST și anume e pluribus unum, adică dintre multe una. Vă mulțumim frumos, îți mulțumesc Cristina mulțumesc și, eu. și dumneavoastră tuturor, telespectatorilor noștri, dragi. Vă invităm să nu ne uitați și să fiți alături prezenți de noi și în emisiunile viitoare. Pe curând, o seară bună! La revedere!